De 24 de ani trăiește visul american datorită prietenilor și necunoscuților care i-au sărit în ajutor. A plecat să studieze peste ocean cu jumătate din suma de care avea nevoie, obținută din donații. Nu știe cum va face rost de restul de bani, dar vrea să-și ajute semenii la rândul ei. Acum încearcă să strângă bani pentru un alt român bolnav de cancer. Un master în antropologie la Universitatea Americană Columbia a fost dorința cea mai mare a Anei Maria Lebădă. Avea însă nevoie de 45.000 de dolari pentru a-și îndeplini visul. O avere pentru ea și familia ei. Prieteni și străini i-au sărit însă în ajutor și, în urmă cu două luni, a început cursurile. Cel mai greu mi-a fost și mi-este să fac față tensiunile și tensiunile care vin din faptul că nu știu dacă voi reuși să-mi finanțez studiile pentru obiul semestru. Ea este un om care dă totul pentru performanță. Sunt foarte puține persoane admise la această universitate, ea fiind singurul străin în anul acesta universitar admis. Acum Ana Maria muncește cât poate de mult la proiectul de cercetare început la Columbia. Speră că va reuși să găsească o modalitate de a fi scutită de la plata taxelor. Între timp, încearcă, la rândul ei, să ajute să facă un bine. A inspirat-o filmul Pay It Forward, dă mai departe. What if the world is just a big disappointment? Unless you take the things that you don't like about this world and you flip them upside down and you can start that today. Ana Maria a făcut cunoscută pe blogul ei povestea medicului Cătălin Sandu, un rezident care la 25 de ani are nevoie de 200.000 de euro pentru a se salva de cancer. Faptul că știu că, nu știu, că povestea lui Cătălin a mers mai departe și că am făcut ceva bun, asta într-un fel mă face să zâmbesc dimineața și îmi spun că uite că se poate, chiar și atunci când nu se... Cazul Anei a fost descoperit de Jurnalul Național. Povestea ei a inspirat deja mulți români să devină mai darnici și le-a atras atenția asupra poveștii lui Cătălin. Tânărul se află acum la o clinică din Germania, unde a început chimioterapia. Sute de copii din